Pescarii din statul Maine, din nord-estul Americii, prind tot mai mulți homari în culori mai puțin obișnuite. Este vorba despre crustacee albastre sau colorate în negru și portocaliu, despre care biologii spun că sunt șanse de unul la câteva milioane să fie pescuite. Odată cu acest fenomen, oamenii de știință se întreabă cât de mulți astfel de homari există de fapt. Oamenii de știință spun că nu există nicio cauză clară privind apariția anomaliilor de culoare a homarilor. Mai mult, ei nu au un gust diferit față de cei obișnuiți. În mod normal, aceste crustacee au un aspect maro-pestriț, dar devin roșii portocalii atunci când sunt gătiți. Lobsters are those iconic animals here in Maine and I find them beautiful. And especially when you see those rare ones which they're just looking spectacular. I'm most excited about those split-colored ones because I find them fantastic. Cercetătorii folosesc teste ADN pentru a determina cât de rari sunt de fapt acești homari. Numbers which are reported for blue lobsters typically 1 in 1 million or 1 in 2 million. Orange is probably more in the range of 1 to 30 million. Then we get into those split-colored lobsters, which is reported somewhere in the range of 1 to 50 to 1 to 70 million. Deși homarii în culori neobișnuite se pot vinde și cu 500 de dolari bucata, aceste exemplare sunt atât de rare încât de prea puține ori sfârșesc în farfurie. În schimb, ajung la zoo sau în laboratoarele oamenilor de știință.